O să discutăm astăzi despre întreruperile externe și tot astăzi o să trecem la o altă variantă de programare, cea pe care v-am anunțat-o mai de mult și care folosește așa numitul generator de cod de inițializare, mediul CubeMX, care simplifică, după cum veți vedea, foarte mult programarea, o face extrem de rapidă, aș spune chiar excesiv de rapidă, în sensul că se generează o mare cantitate de cod și riscăm să nu mai putem interveni în codul respectiv pentru că e mult și greu de înțeles. De aceea v-am pregătit până acum, așa cum v-am mai spus de altfel, să programați fiecare lucru individual, linie cu linie, pentru ca apoi să puteți să vă descurcați în codul mare generat de CubeMX, să puteți să-l aveți sub control. Astăzi este ultima ocazie în care veți învăța amănuntele de programare normală. Și fac asta nu numai pentru a fi siguri că dețineți controlul asupra întregului program, asupra tuturor amănuntelor din ceea ce generează CubeMX, dar și pentru alt motiv. CubeMX este un mediu de programare făcut tocmai pentru a simplifica programarea microcontrolerelor ARM și este făcut de firma ST Microelectronics. Dar, după cum ați văzut, există zeci de producători și mii de modele de microcontrolere ARM și dintre toți acești zeci de producători, numai ST Microelectronics a scos până acum un generator de cod. Dacă lucrați cu alt microcontroler de la altă firmă, trebuie să faceți fără generator de cod, deci linie cu linie, să programați totul. Și dacă vor apărea în viitor microcontrolere mult mai performante decât cele de la ST Microelectronics, e foarte posibil ca pentru acele microcontrolere să nu aveți generator de cod și să trebuiască să cunoașteți amănuntele de programare manuală, să spunem, nu automată. Bun, acum în privința întreruperilor, în general, probabil că ați observat că de regulă un program de microcontroler este executat după un algoritm cu o buclă infinită. Mai exact, există o porțiune de program de inițializare a diverselor componente folosite în microcontroler, după care se intră în funcția main, unde iarăși se fac unele inițializări și de regulă se intră apoi într-o buclă infinită care se repetă ciclic. În această buclă se scrie de regulă majoritatea programului și majoritatea instrucțiunilor se scriu și ele se repetă cu o anumită perioadă. Este posibil însă ca microcontrolerul să fie cuplat la un sistem destul de complex în care să apară excepții de la o funcționare anormală. De exemplu, se declanșează un senzor al depășirii limitelor unui parametru sau intervine ceva din exterior. Eventual acel ceva să fie chiar operatorul uman care apasă cine știe ce butoane. Acum, ce o să facem? O să facem în bucla aceea o interogare a tuturor surselor de astfel de excepții. Păi pierdem cam mult timp pentru că 99,9% din cazuri le interogăm degeaba, nu a apărut nicio excepție. Este sistemul polling care poate să fie
foarte lent, pentru că bucla aceea durează și până când îi vine rândul unui periferic oarecare, inclusiv cel uman, să fie investigat, să spunem, domne, ai ceva de spus, ai vreo excepție, ceva de la execuția ciclică a programului, durează. În aceste condiții, așa cum am văzut și la microprocesoare, singura metodă de a rezolva problema în mod rapid este să folosim întreruperi. Mai exact, să ne amintim la o întrerupere, care însemna de fapt o excepție a funcționării normale a programului, la o întrerupere se sistează temporar execuția ciclică a instrucțiunilor din bucla infinită și se sare automat într-o subrutină, o funcție, dacă vreți, de deservire a întreruperii. Handle. Deci, handle înseamnă mâner, mânuire. Eu o să-i zic deservire a întreruperii. Da, uneori o să-i spun și handler. Handler este un termen care deja a fost preluat în limba română ca atare și acum, pentru a putea să lucreze în întreruperi, dacă mai țineți minte de la microprocesoare, trebuie să existe un așa numit controller de întreruperi care să preia comanda asupra magistralelor pentru o anumită perioadă de timp limitată și să pregătească trecerea procesorului către rutina de deservire a întreruperii, către interrupt handler. Asta la microprocesoarele din seria x86-x64 se efectua cu un controller extern de regulă, foarte complicat și cu o schemă destul de complicată, însă ideea era că pot exista într-un sistem multe surse de întreruperi și la microprocesoare aveam 256 de surse posibile de întreruperi, așa că o primă sarcină a controllerului o constituia identificarea acelei surse de întrerupere, după care se căuta în așa numita tabelă de întreruperi adresa subrutinei de deservire a întreruperii respective. Și asta se făcea printr-un mecanism, cum spuneam, destul de complicat, pe care l-ați înțeles în mod sigur la vremea respectivă și care vă ajută să vi se pară acum mult mai simplu. Într-adevăr, la microcontrolere, cele din seria ARM cel puțin, mecanismul de întrerupere este destul de simplificat și este în continuare vectorizat, deci există un vector de întrerupere care ne spune, ne dă informații despre localizarea subrutinei de deservire a întreruperii, însă vectorii sunt fixi. Nu se pot modifica așa cum se făcea la microprocesoare, nu prea are rost să modificăm acești vectori, ei se află într-o așa numită tabelă fixă de întreruperi și de acolo sunt luate anumite informații care ne duc către subrutina de deservire a întreruperii în mod automat. Ei bine, la microcontrolere ARM, așa cum vedeți, blocul respectiv, controllerul de întreruperi, se numește NVIC, Nested Vectored Interrupt Controller. De ce? Pentru că întreruperile pot fi nestate, adică în timp ce se deservește o întrerupere, poate să apară o altă întrerupere și dacă permitem acest lucru, o întrerupere poate fi întreruptă de alta și aceea de alta și așa mai departe. Deci pot fi imbricate întreruperile. Asta înseamnă nested și este o facilitate pe care producătorii ARM au ținut să o sublinieze prin acest atribut nested. Deci să reținem, NVIC-ul este blocul care controlează întreruperile. El, pentru microcontrolerele noastre, după cum vedeți, are 82 de întreruperi mascabile dintr-un total de 240 care pot exista la microcontrolerele ARM. 82 sunt deja dedicate interiorului și exteriorului, mă rog, procesorului
Și mai există 16 întreruperi interne de la unitatea de virgulă mobilă, floating point unit. Dacă două sau mai multe întreruperi apar simultan, adică pe parcursul desfășurării unei instrucțiuni, atunci trebuie făcută o prioritizare a lor ca să se știe care are prioritate mai mare și să fie deservită prima. Celelalte rămânând în așteptare, eventual urmând a fi deservite după ce se termină subrutina primei. Sunt mai multe nivele de prioritate, ai spune 16 în documentație, dar să știți că sunt de fapt mai multe, sunt până la 256, veți vedea, dar sunt grupate în două grupe, și anume o grupă care dă cei 4 biți superiori și o grupă care dă 4 biți inferiori. În total sunt 8 biți care exprimă prioritatea întreruperii, deci ar fi 200 până la 256 de nivele de întrerupere, dar asta, bineînțeles, dacă ar exista 256 de surse folosite simultan în sistem. Nu o să se întâmple așa ceva. Bun. Veți vedea că majoritatea blocurilor periferice nucleului procesor, dar aflate în interiorul microcontrolerului, pot genera un număr de întreruperi și se lucrează frecvent în modul de întrerupere pentru astfel de sisteme. De exemplu, pentru un USART, Universal Serial Sincron-Asincron Receiver Transmitter, care comunică cu un alt echipament din exteriorul procesorului, nu prea putem să lucrăm fără întreruperi, cel puțin la recepție. Pentru simplu motiv că nu știm când echipamentul corespondent va genera date către microcontrolerul nostru. Ce să facem? Să tot așteptăm și să interogăm în polling dacă a venit ceva nou? Nu. La recepție, în momentul în care apare ceva de la echipamentul corespondent, se generează o întrerupere. Dar pot exista și întreruperi de transmisie și tot felul de alte întreruperi. Prin urmare, se lucrează intens în întreruperi și rare ori vom lucra fără. Vom avea și astfel de programe. Pentru început, pentru că ne-am ocupat de porturile generale de intrare-ieșire, o să studiem sistemul de întreruperi externe sub forma unor semnale care apar pe acești pini ai porturilor de intrare-ieșire. Și acest lucru este stabilit sau este controlat de un bloc numit EXTI, External Interrupt sau Event Controller. Ce se întâmplă? Pot exista, și o să vedeți acest lucru, două tipuri de excepții, și anume întreruperi sau evenimente. Evenimentele nu prea au legătură directă cu noi, ele nu necesită tratarea prin instrucțiuni speciale, ci sunt lucruri care se desfășoară mai mult în interiorul microcontrolerului și sunt automatizate în mare măsură. Rare ori intervenim noi asupra tratării evenimentelor. De cele mai multe ori ne limităm la întreruperi, iar întreruperile necesită o subrutină de tratare pentru fiecare tip de întrerupere. Acum, după cum vedeți, întreruperile externe sunt generate de anumite fronturi sau, mă rog, schimbări de polaritate pe unii pini ai porturilor de intrare și ieșire. Sunt 23 de detectoare de front în acest microcontroler, arhi suficiente, care pot fi plasate pe diversi pini, dar să reținem că în starea de reset ei sunt plasați pe anumiți pini preferențiali, care sunt descriși în foaia de catalog, și noi o să folosim pinul PA0 pentru întreruperi externe. Dacă vă uitați în schema plăcii, veți vedea că pe acest pin este introdus butonul User. Butonul albastru, dacă mai țineți minte, de data trecută când am făcut intrări prin portul GPIO, acest buton albastru este conectat pe pinul PA0 și la reset pinului PA0 îi se alocă
o întrerupere externă și chiar prima, adică XT0. Ele sunt numerotate de la 0 la 22. XT0, întreruperea externă 0, este deci conectată la reset și prin schemă la PA0. Asta ne scutește de oarecare eforturi în cazul acestei plăci, dar dacă am vrea ca întreruperea respectivă să o plasăm în altă parte, ar trebui să lucrăm asupra controlerul de întrerupere, nu o să facem chestia asta aici, pentru că oricum lucrurile sunt foarte stufoase și nu vreau să complic de pe acum ce se întâmplă. În orice caz, când apare un front, se poate genera o întrerupere și asta permite saltul automat la o subrutină de deservire a acelei întreruperi, Interrupt Service Routine, ISR, nu pe românește, care va trata întreruperea externă. Bun, astfel de întreruperi sunt foarte utile pentru că permit în primul rând intervenția unui operator uman care va apăsa pe un buton, nu? Sau din partea unor echipamente digitale care transmit nu semnale analogice, ci semnale digitale 0 sau 1 și când de exemplu, se anclanșează o alarmă din exterior că s-a depășit nu știu ce temperatură, senzorul sau sistemul respectiv de alarmare trimite un impuls. Un impuls care înseamnă două fronturi, nu? Un front crescător, unul descrescător sau măcar un front crescător sau descrescător. Noi putem să programăm acest controller de întreruperi ca să acționeze, să triggereze evenimentul pe frontul crescător sau descrescător sau pe amândouă. Putem să mascăm anumite linii, adică să ignorăm prin program, să ignorăm eventuale semnalizări, așa cum am făcut la Chernobyl, de exemplu, să mascăm anumite întreruperi. Adică să nu le luăm în considerație. Și starea de reset este cea în care toate sunt mascate, sau mai exact, în starea de reset, toate întreruperile sunt mascate. Niciuna din întreruperile externe nu este luată în considerație. O primă concluzie pe care o putem trage este următoarea. Dacă vrem să folosim o întrerupere, trebuie să scoatem masca de acolo, mai exact, să validăm sursa respectivă de întrerupere. Vom vedea imediat cum facem asta. De asemenea, ar trebui să alegem frontul crescător sau descrescător pe care apare întreruperea. Și, bineînțeles, mai este necesar ca acest bloc de întreruperi externe să fie validat. Unde este el validat? În NVIC. Iată deci trei pași obligatorii. Validarea NVIC, o să iau în ordine inversă, să zicem validarea întreruperii cu numărul respectiv în XT și selectarea frontului. Puteți să găsiți câte ceva despre toate acestea într-un document comun tuturor microcontrolerilor Cortex-M4. Documentația Cortex-M4, vedeți acest DUI0553A. Aici este specificată informație suplimentară care nu este în manualul de referință pentru că este generală pentru toate microcontrolerele Cortex. Și observăm aici, printre altele, registrele NVIC. Nu sunt specificate, încă o dată vă spun, în manualul de referință a lui STM F407. Aici le vom vedea. Cam multă informație deocamdată, haideți să trecem la lucru și veți căpăta informație suplimentară pe parcurs. Să facem un prim program de lucru în întreruperi. Ne propunem în felul următor, în momentul în care apăsăm pe acest buton, să se aprindă un LED, de exemplu, nu? Program clasic, dar să nu plasăm această instrucțiune de aprindere
în bucla infinită. Bucla infinită să o lăsăm în pace. Acolo vom pune alte instrucțiuni dacă va fi nevoie. Deci undeva în afara buclei. Ce înseamnă asta? Că instrucțiunea de aprindere a LED-ului nu este rulată în mod normal. Niciodată, până când nu apare evenimentul extern. Abia când apare acest eveniment, acea instrucțiune este rulată și o singură dată. Deci ea nu va mânca timp procesor. Și dacă avem multe instrucțiuni și multe surse de întreruperi, timpul procesor începe să conteze. O să lucrăm încă în mod manual, v-am spus, este ultima sau printre ultimele ocazii în care veți face acest lucru și vom putea recunoaște apoi ceea ce am făcut manual, vom putea recunoaște în generatorul, în codul generat de QBMX. Vă să zic că să folosim IAR-ul acesta și așa cum am mai făcut până acum, să creăm un nou proiect. Create new project de tip C, o funcție main care este obligatorie în C, să îi dăm un nume, să zicem în ARM 2021, să creăm un folder ext reg. O să lucrăm mai întâi cu registre și imediat cu funcții API, dar e mai simplu după părerea mea cu registre. Ok. El acum caută dispozitivele care ar putea fi folosite din sute de dispozitive, încearcă să selecționeze sau să-și reactualizeze biblioteca, n-avem ce face, el nu știe de la bun început, ar fi trebuit să ne lase de la bun început să alegem ce microcontroler vrem și să nu mai trebuiască să caute printre toate microcontrolerele ARM posibile. Ni s-a spus doar că e ARM, dar sunt sute. Și iată, mi-a făcut o funcție main, aceasta, în care, după cum știm, putem să facem instrucțiunea aceea de aprindere a LED-ului. Noi vom folosi, deja știm să folosim bibliotecile cu definiții și macrouri, deci vom include biblioteca de bază STM32F4XX.h. V-am spus asta, chiar trebuie să o rețineți pe din afară, unul dintre puținele lucruri care trebuie neapărat deținute. Și acum să lucrăm asupra proiectului, să stabilim toți parametrii necesari. În primul rând alegem microcontrolerul, este din familia ST32F4407VG. Bun, acum la debugger să folosim setlink-ul cu download și verificare, o să pun, iar la setlink serial wire debugger. Aceasta este specific plăcii. Acum, după cum probabil mai țineți minte, în momentul în care facem includerea acestui fișier de definiții, trebuie să pregătim în compiler, la procesor, să pregătim calea către acesta și asta se poate alege din biblioteca aceasta de la CubeMX, după cum știți, din drivers, CMSIS, device, ST, STM32F4, include. În mod normal ar trebui să includ și calea către core CM4, care este cerut de acesta. Dar vă spun o șmecherie, puteți să faceți în felul următor ca să nu mai trebuiască să căutați calea respectivă. Puteți aici, în General Options, în Library Configuration, să scrieți Use CMSIS. Și atunci, automat, va găsi calea către acel core, o va integra. Și aici apare fișierul main, haideți să-i dăm o primă compilare. Pentru asta el ne cere un nume, suntem în ext-reg, uite să-i zicem așa,
L-a compilat fără probleme și aș putea chiar să folosesc acum aprinderea LED-ului. Deci, în primul rând, trebuie să dăm ceas RCC. Nu cred că o să-mi facă de referențiere, știți problema lui are. Trebuie acum să salvez, să închid și să deschid din nou. Na, ce face prima oară trebuie făcută chestia asta și acum să reîncercăm. Îmi dă într-adevăr de referențierea. Aici mai țineți minte că porturile care conțin LED-ul, LED-urile user, portul D, pe pinii PD12 până la PD15, se află pe basul AHB1 și trebuie să îi dăm acestuia validare. O să fac validarea corectă cu un operator compus sau egal și dacă mai țineți minte, nu mai vă arăt din documentație, bitul respectiv de validare a portului D era pe poziția 3, deci punem acolo 1. Acum trebuie să validăm modul GPIO-D. Acesta este portul și să alegem modul. Și iarăși, dacă mai țineți minte, aici am să folosesc simplu egal. Pentru fiecare din cei 16 pin, de la 0 până la 15, aveam câte 2 biți. Și pentru ca să fie ieșire, biții respectivi trebuiau să aibă combinația 0-1. Deci vom scrie un 1 în poziția 2 ori 15, da? Suntem pe pinul 15 și fiecare pin are 2 biți, deci pe poziția 30. Dar e mai ușor de înțeles când scriu 2 ori 15, înseamnă că mă refer la 15. Și în fine, acum putem să aprindem LED-ul, deci lucrăm GPIO-D asupra registrului de ieșire de date, Output Data Register, și aici vom pune un 1 în poziția 15, în felul acesta. Deci, iată, am recapitulat ceea ce făceam în mod normal în programarea cu registre. Nu? Vă spun, este printre ultimele ocazii și de aceea este important. Deci, observați, s-a înrulat și s-a aprins LED-ul. Sper că se vede în imagine. În fine. Acum, haideți să vedem cum putem să facem să îl aprindem în afara unei bucle infinite. Deci, în mod normal, am avea o buclă infinită pe care o parcurge programul de genul acesta. Nu? Și o face la nesfârșit. În continuu, el scrie 1 în poziția respectivă. Și nimic altceva. Deci, observați, se aprinde, dar asta, conform logicii programării în C, înseamnă că el o face de 1 milion sau 10 milioane de ori pe secundă, în mod inutil. Noi am vrea sarcina noastră ar fi ca atunci când apăsăm pe acest buton să se aprindă și numai o dată, pentru că am făcut data trecută o variantă în care programam portul A să citească starea butonului albastru și dacă îl găsește în 1 să-l aprindă, dacă îl găsește în 0 să-l stingă. Da, dar asta se făcea tot în buclă infinită, adică se citea tot timpul acel buton. Nu, vreau ca numai când îl apăs să se întâmple acest lucru. Pentru asta va trebui să apelăm la întreruperi externe. Și ar trebui cumva să facem, în primul rând, să activăm clock-ul pentru portul A, butonul se află pe portul GPIO-A, deci ca să folosim GPIO-A va trebui să activăm și clock-ul pentru acest port. Asta se face relativ simplu, dar haide să-l opresc mai bine să nu ne... Așa, asta se face simplu punând un sau aici, au era în poziția 0, în felul acesta,
Și trebuie de asemenea ca portul A să-l programăm în modul intrare. Atenție, în documentație ne arată că pentru a fi intrare trebuie să se afle în 0 sau combinația 0-0 în poziția pinului respectiv. Și pe de altă parte, hai să ne uităm un pic în documentație, la GPIO, la registre. Iată, aici, pentru porturile respective, ca să fie input, trebuie să fie 0-0. Și pe de altă parte, observați că avem aceste valori de reset. Pentru portul A este așa. Ultimii doi biți, e clar, sunt în 0. Deci el implicit este în 0. Aparent n-ar mai trebui să scriem chestia asta. De cele mai multe ori nici nu trebuie să programăm în 0, că el este de la reset în 0. Dar dacă între timp se lucrează asupra portului respectiv și se schimbă ceva, am vrea ca să se revină la 0 pentru ca să accepte întreruperea. Deci, cel mai sigur este să folosim această instrucțiune prin care ștergem cei doi biți. Cum ștergem biții? Ați văzut, un operator compus de tipul acesta. Deci avem cele două moduri. Iar acum să revenim la problema noastră. Ia să-i dau o compilare ca să-mi apară toate bibliotecile. Să revenim la problema noastră a întreruperilor. Cum spuneam, avem trei lucruri de făcut ca să putem lucra cu întreruperi. În primul rând, trebuie să programăm NVIC-ul și, pentru că sunt întreruperi externe, trebuie să le programăm și pe acestea XT. Păi, pentru NVIC, acum să ne uităm în documentația aceasta. Există un număr de registre, ISRIC, ISPR și așa mai departe. Primul, și care ne interesează și care este obligatoriu, este acesta, Interrupt SEP Enable. Haideți să-l văd mai mare. Interrupt SEP Enable Register. Se numește ISER. Sunt 8 astfel de registre de câte 32 de biți. Fiecare bit înseamnă, de fapt, acesta înseamnă o validare sau nu. Dacă este 0, întreruperea respectivă este invalidată. Dacă este 1, trebuie validată. Vă să zic că sunt 8 ori 32, 256 de biți care pot masca sau nu întreruperea. În starea inițială, toate sunt în 0, deci toate întreruperile sunt mascate. Dacă vrem să folosim o întrerupere, trebuie să punem în 1 bitul respectiv. Dar care este acela? Aici e o problemă destul de complicată. Biții respectivi se află într-un anumit fișier, așa numitul fișier de startup. Fișierul de startup nu este inclus automat, pentru că el conține tabela de întreruperi. Dacă vrem să folosim întreruperile, trebuie să folosim acel sistem, acel fișier de startup. Bun, haideți să introducem fișierul startup. Atenție, aici este destul de important să alegeți corect fișierul de startup. Cum se face adăugarea unui fișier? Add, Files și iată unde îl găsiți. Acum vă spun, deși nu o să folosiți acest lucru pentru microcontrolele ST Microelectronics, pentru că vă face QBMX treaba asta în mod automat. Dar pentru alte microcontrole va trebui să căutați amănunte de genul acesta și eu vă pregătesc pentru eventuale alte microcontrole mai performante. Știu, vine o firmă care are microcontrole mai performante decât ST Microelectronics. Eu am ales ST Microelectronics
Tocmai pentru că e singura firmă care are generator de cod. Dar dacă nu aveți generator de cod la alt microcontroler, trebuie să găsiți. Asta se află în această bibliotecă Cube Firmware pentru F4, versiunea care o fi la momentul respectiv, în Projects, în STM32 F4, că asta e placa noastră, în Templates, și aici noi lucrăm cu EVARM. Acesta este fișierul Startup. Observați că este un fișier în Assembler S. Să îl deschidem. Și hai să ne uităm puțin prin el. Opa, iată că apare aici întreruperi, diverse tipuri de întreruperi. Aceasta este tabela de întreruperi. Și aici se află denumirile standard ale subrutinelor de tratare a întreruperilor. Dacă vrem să se apeleze automat o astfel de subrutină, trebuie să luăm denumirea de aici. Va să zică, iată, pentru XT0, denumirea subrutinei este aceasta. O copiez neapărat pe aceasta în main și în afara buclei main, da, va trebui să declarăm această subrutină. Siul mă obligă să spun parametrii și return-ul, deci void și iletuHandler de void, și ca orice funcție si va avea un corp al funcției în felul acesta, în care eu ce vreau să se întâmple? Să se aprindă LED-ul. Îl iau de aici, deocamdată, și îl pun aici. Deci observați, în mod normal microcontrolul nu face nimic. În bucla principală infinită, el nu face nimic, nu avem nicio instrucțiune. Și stă. Sau mă rog, dacă vrem să avem alte instrucțiuni aici, poate să facă tot felul de lucruri, să facă teleghidări de rachete sau prepararea unei cafele, ce se întâmplă. Dar în momentul în care noi am apăsat pe butonul respectiv, el iese din această buclă infinită și sare la această subrutină. Observați, ea nu se află aici în buclă. Dacă se aprinde LED-ul, e clar că s-a sărit în această subrutină, pentru că numai aici se aprinde LED-ul. Acum nu-l mai am aici. Bun, acesta este fișierul. Ia să încercăm să compilăm, să vedem dacă avem probleme. Nu avem probleme. Și aș vrea să verific ceva. Observați, avem niște fișiere standard, acesta pe care l-am invocat. Observați, în care neapărat trebuie să ne luăm după instrucțiuni și să decomentăm această instrucțiune. În mod normal, când vă vine prima oară librăria, asta este comentată. Dar el spune că să decomentezi. Dacă nu o faci, îți dă un mesaj aici și te pune să decomentezi. Deci, ăsta este decomentat. Și mai avem un fișier 407XXH în care iată o informație extraordinar de importantă. Și anume, aici avem numărul întreruperii, mai exact vectorii de întreruperi. Mai țineți minte, un vector de întrerupere se mai numește și număr de întrerupere. Și iată cei 82 de vectori de întrerupere de care pomeneam, începând de la 0 până la așa, plus o serie de întreruperi de la Cortex-M, specifice acestui tip de arme, Cortex-M, care iarăși nu prea ne interesează deocamdată. Pe noi ce ne interesează? XT0. XT0 îl găsim în această tabelă, este pe la început aici, și vedem aici. Acesta este vectorul de întreruperi, numărul întreruperii.
Încă o dată, astea nu le veți face în mod normal decât când veți trece mai târziu la un alt microcontroler și nu veți avea Cube la dispoziție. În mod normal vi-l face Cube. Dar vreau să știți ce s-a întâmplat acolo și ce a făcut Cube, ca să fiți pregătiți pentru eventualitatea că nu-l aveți pe Cube. Ok, deci numărul întreruperi este 6. Și atunci știm cum să programăm NVIC-ul. Păi NVIC-ul, să ne întoarcem la programul nostru, pardon. Unde ești programul? Aici. Să ne întoarcem la main. NVIC are acele registre, acestea de fapt, dintre care, dacă mai țineți minte, interrupt set register. Avea 8 astfel de registre, de la 0 până la 7 și fiecare de câte 32 de biți. Fiecare bit corespundea unui număr de întrerupere. Deci, de exemplu, dacă vrem să activăm întreruperea cu numărul 39, în care ISR se află asta? În ISR 1, pentru că în ISR 0 avem de la 0 la 32, la 31 mai exact, în ISR 1 de la 31 până la 60, de la 32 până la 63 și așa mai departe. Fiecare are câte 32. Pe noi ne interesează 6. Unde se află asta? În ISR 0, că în ISR 0 avem de la 0 până la 31. Deci ISR 0 acesta. Și unde? În poziția 6. Deci va trebui să scriem aici un 1 în poziția 6. Observați raționamentul. În NVIC avem ISR 0 până la ISR 7. În ISR 0 avem biții, numerele de la 0 la 31. Nouă ne trebuie 6, deci el se află în acest ISR 0 și am pus un 1 în poziția 6. În felul acesta am activat întreruperea externă 0, așa cum ne-a arătat acest tabel. Bun, mai avem de făcut două lucruri. Să lucrăm la XTI și să stabilim, să activăm, adică să scoatem masca de întrerupere, adică să activăm bitul pentru XT0 și pentru asta să dereferențiem XT și observați, avem aici interrupt mask register. Aici să selectăm, să activăm bitul 0, nu? Pentru PA0. Deci egal cu 1 în poziția 0. Să facem un 1 în poziția 0 și în felul ăsta în XTI am activat întreruperea externă 0. Și ar mai trebui să stabilesc frontul. Deci, registrul care ne stabilește frontul. Să luăm pe acesta, RTSR, vreau ca pentru poziția 0 să am front crescător. Frontul crescător înseamnă tot 1. Dacă aș lăsa 0, ar fi pe frontul descrescător. Deci vreau când apăs să trece în 1, asta se scrie 1 în poziția 0. Haideți să încercăm o compilare. Mai îmi trebuie ceva. Asta nu e vina a noastră. Pur și simplu, mediul de programare vrea o anumită definiție pe care o putem găsi în startup, pe care o cere startup-ul și pe care o putem găsi într-un alt fișier pe care trebuie să-l adaug. Să țineți minte, mai trebuie ceva. Și anume,
trebuie să adăugăm un fișier sistem specific acestei plăci. Asta se face în felul următor. Adăugăm din bibliotecă, observați, de la drivers, CMSIS, ST, device, pardon, ST, STM32F4, source, templates. Iată-l aici, sistem, acesta. Haideți să-l deschidem pe ăsta, adică să-l adăugăm. Deci, iată, apare un startup și un sistem. Ne trebuie neapărat ăsta din acea cale, pentru că este specific microcontrolerului nostru. Și acum să facem compilarea și observați că au dispărut erorile. Da? Deci avem totul în regulă. Cam ăsta este programul. A durat mult, n-am ce să fac. Haideți să-l testăm. Pornim. LED-ul nu s-a aprins pentru că el nu se mai află în bucla infinită, se află în această subrutină și în momentul în care apăs, observați, s-a aprins. Ce înseamnă asta? Că s-a intrat în această subrutină de întrerupere atunci când a apărut evenimentul. Deci, reset, da? I-am dat un reset, butonul negru. Reset. Și el face acum ce găsește în bucla aceasta infinită și tot face. La un moment dat însă, când eu apăs, se aprinde LED-ul, ceea ce înseamnă că a sărit din bucla aceasta aici, după care s-a reîntors. Ăsta este, deci, programul în, să zicem, varianta CMSIS, adică programare prin registre. Să recapitulăm. Pentru folosirea întreruperilor în varianta CMSIS, ne trebuie două fișiere, acesta de startup, care se găsește în, observați, Projects, STM Discovery, Templates, EURM. Ne mai trebuie fișierul acesta, care și el are o cale destul de ciudată. Sper că se vede acolo. Oricum, vi le va pune QBMX. Bun, deci am adăugat cele două fișiere. După care, trebuie să stabilim în opțiunile proiectului, ca să le văd, trebuie să închid, în opțiunile proiectului. Trebuie să avem, în primul rând, la librărie, la Biblioteca Generală, bifat CMSIS-ul. În preprocesor trebuie să avem calea către fișierul acesta de definiții, includ așa. Și cam atâta. După care, ce am făcut? Am dat ceas către porturile D și A implicate, am stabilit pentru D modul ieșire, pentru A modul intrare, am activat întreruperile externe XT0 în NVIC, am scos masca în XT pentru întreruperea 0, deci nu mai este mascată, am pus în 1 bitul 0 și am stabilit frontul crescător pentru declanșarea întreruperii. Mulți dintre voi au impresia că este complicat aici. Unii dintre voi cunosc, de exemplu, microcontrolerul din familia AVR, care echipează Arduino, AVR HT-Mega32 acela. E un microcontroler care a fost foarte bun la vremea lui, chiar excepțional. Ca și placa Arduino și environmentul Arduino au fost bune. Dar nu prea mai e momentul. Și devine din ce în ce mai dificil de lucrat cu Arduino. Totuși, tentația Arduino este destul de mare și pentru că mi s-a semnalat acest lucru, pot să vă dau o veste și să vă fac o mică demonstrație acum în pauză. Această placă cu ARM a fost portată pe environmentul Arduino. Și haideți să vă arăt un program făcut cu Arduino. Îl am pe undeva.
pentru placa respectivă. Recunoașteți? Arduiniștii. Iată. Aveți aici program pentru un blink de LED făcut pentru această placă în Arduino. Trebuie să adăugați bibliotecile pentru Arduino și veți putea, pentru STM. Nu vă învăț cum, nu vreau să vă încurajez. Iată, am scris aici câteva instrucțiuni, am stabilit modul de ieșire, lucru pe care îl făceam și înainte, dar aici e ușor de văzut chestia asta. După care scriu pe pinul PD15 un 1, fac un delay, pe urmă scriu 0 și iar delay și asta este bucla infinită. O primă observație. Compilarea durează foarte mult. Toți suntem în pauză să facem o compilare. Iată cât de mult durează față de cât dura compilarea într-un mediu de programare serios. Dar hai să zicem că nu asta este problema. Nu mă interesează update-urile pentru Arduino. Încă el compilează. Totuși, este un microcontroler mult mai complex decât AVR-ul și are multe de scris acolo. Și durează. Încă durează. În fine, și la Arduino durează uneori destul de mult. Și în sfârșit a scris. Și iată că a început să facă programul, blink-ul respectiv. Observați? Să mai observăm un lucru. Câți octeți are instrucțiunea respectivă? Trebuie să scrie pe undeva pe programul respectiv. L-a recunoscut că este Cortex M4 407, mă rog, făcut astăzi 10 martie și așa, iată-l cât are. 12.000 de octeți. 12.000. Dacă ne uităm la programul ăsta, la altul, și ăsta ne anunță câte am avut. Haideți să facem încă o dată o compilare. O încărcare ca să ne spună câți. Acum asigur că va schimba programul, va trece în ăsta la altul. Iată numai 1028 față de 12.000. Ce înseamnă asta? De 10 ori mai puține instrucțiuni, deci viteză de 10 ori mai mare. Asta o dată. Da, haide, treacă de la noi. Dar haideți să facem următoarea problemă pe care am făcut-o cu IR. Făcusem un for, un ciclu prin care aprindeam pe rând LED-urile într-un inel. Așa. Făceam for K egal cu 0 până la 3 și să scriem K-ul respectiv în portul D. De curiozitate, am făcut un astfel de program și în Arduino. Ia să vedem, Open Recent. Aha, uite, cred că ăsta este. Ăsta este programul. Deci, trebuie 4 pini să programez în mod de ieșire, după care aprind pinul 15 și îi sting pe ceilalți, aștept un timp. Pe urmă, ca să trec la următorul, ce ar trebui să fac? Sting pe primul și trebuie să aprind al doilea cu delay. Exact. Și pe urmă pe al treilea și pe urmă pe al patrulea și așa mai departe. Ia uitați-vă la programul ăsta cum arată. Oh, Vă da. place așa ceva? E penibil. Adică nu avem niciun pic de eleganță de programare în si, nu? Și anumite chestii sunt foarte greu de făcut. Dacă încercați să lucrați cu întreruperi în Arduino, veți avea mari probleme. Ce pot să vă spun? Pentru programe extrem de simple, vă jucați un pic, Arduino este bun. Pe măsură ce programul devine mai complex, algoritmul devine mai complex, la Arduino apare o creștere foarte abruptă a dificultăților. La IARE, inițial, pentru programe simple, este mai complicat decât cu Arduino.
Dar, pe măsură ce crește gradul de dificultate, programul are o creștere mai lentă, în așa fel încât peste o anumită complexitate în Arduino este mult mai greu. Deci nu vă lăsați păcăliți că mediul pare ușor. Aveți puține instrucțiuni la dispoziție, aveți foarte puține variante și multă inflexibilitate în programare. Iareu sau Kylo. S-a făcut un mediu serios ca să aibă C-ul complet, nu doar anumite instrucțiuni care încapsulează funcții necunoscute. Mai mult decât atât, habar n-avem ce se întâmplă când cu aceste instrucțiuni, ce reprezintă ele în interior. Poate că au o construcție greoaie, în mod sigur au o construcție greoaie pentru că sunt, uite să-l rulăm și să vedem câte instrucțiuni ies din toată chestia asta. Și mai ales, nu ai voie să greșești când lucrezi în Arduino. De ce? Nu ai voie să greșești la algoritm. De ce? Pentru că el nu vă dă breakpoint-uri, nu vă lasă să mergeți pas cu pas, nu vă lasă să vedeți ce cu registre, ce s-a întâmplat în registre, în memorie, și să vedeți unde a luat o razna programul vostru. Nu aveți așa ceva. Puteți să faceți tot felul de artificii, să vă folosiți monitorul serial, să trimiteți pe acolo niște variabile și așa mai departe și să deduceți până la urmă. Iată, 13.000 de octeți. Mă rog, o cantitate mare. Vă să zic că întrebuințați medii serioase pentru lucruri serioase și medii de jucărie pentru jucărie. Da? Asta este ideea. Dacă încercați mediul Arduino pentru proiecte complexe, s-ar putea să vă fie mult mai greu decât să lucrați într-un mediu profesional. Și atunci, haide, am terminat pauza, să revenim la ceea ce ne interesează și să încercăm să facem aceeași chestiune cu funcții API. Cu funcții API poate părea mai ușor. Și am să fac în felul următor. Am să înlocuiesc pe rând programarea prin registre cu funcții API. Uite, ne-am obișnuit deja să lucrăm cu funcții API pentru registre. Haideți să facem chestia asta pentru început. Deci să adăugăm biblioteca de funcții API. Asta înseamnă add files. Și vom avea de adăugat următoarele biblioteci. Deci din drivers, hal driver, source și aici ne trebuie așa, ne trebuie GPIO în primul rând, da, ca să lucrăm cu funcții API, ne mai trebuie RCC-ul și pentru că lucrăm cu NVIC-ul. Rețineți, NVIC-ul se află într-un fișier. Aici n-am ce să vă fac, nu prea este sugestiv. Da, asta este situația. Se află în acest fișier Cortex. Vedeți, nu există un NVIC printre funcții. Mă rog, este în fișierul Cortex. Deci funcțiile NVIC se află în acest hal Cortex. Să îl adăugăm și pe acesta. Și acum, ca să putem să facem compilarea, pentru că dacă încercăm acum o compilare ne va da o mulțime de erori, mă rog, par așa, trebuie să adăugăm căile. Mai țineți minte, la Options, la C++ Compiler Preprocessor, în primul rând să nu uităm, folosim funcțiile API, hal, pardon, hal API, introducem simbolul use hal driver. Hai să introducem pe asta mai întâi și să vedem, par și mai multe erori, păi sigur că da, pentru că nu găsește o grămadă de lucruri pe aici, nu le-am dat căile. Haideți să dăm căile suplimentare necesare.
Sunt necesare următoarele căi. În primul rând, de la templates. Haide să îl găsesc unde este. În C. Aici, de la Projects, Discovery, Templates, Inc. Asta este o primă cale. Ne mai trebuie o cale de la STM, Drivers, Hall Driver, Inc. Acestea. Haideți să încercăm acum o compilare. De data aceasta a reușit. Deci ați observat, trebuie să introducem aceste căi. Haideți să le mai vedem o dată. Nu trebuie să le rețineți, dar va trebui să știți să căutați pentru cine știe ce procesor. Astea sunt căile și mai trebuie Use Hall Drivers. Am adăugat, observați, fișierele RCC, GPIO și Cortex. Pe lângă fișierele Startup, care conține tabela de întreruperi, și System, care conține definițiile pentru subrutinele de întrerupere. Asta n-ar trebui să ne afecteze restul programului. Deocamdată putem să vedem că el funcționează în continuare. Deci când voi apăsa pe albastru, trebuie să se aprindă LED-ul albastru. Ok, și acum să începem trecerea de la CMSIS la API. Pentru portul D și pentru porturi în general, o să încep cu porturile. Deschidem fișierul GPIOC, dacă nu l-am deja, mă rog, nu l-am, și aici putem să găsim funcțiile API, mai întâi GPIOinit, ca să stabilim modul. Așa cum am făcut și data trecută. O să fac mai repede de data asta ca să câștigăm timp și rețineți cum am lucrat, am copiat prototipul funcției. Declarăm structura și ne referim la ea. Structura va defini aceasta, va avea această definiție și stabilim membrii structurii prin dereferențiere. Să dăm o primă compilare ca să... Bine, acum o să-mi spună că nu e în regulă aici. Hai să comentăm pe asta, să putem să compilăm. Mai bine să facem așa, rebuild on all. A găsit aici o eroare pentru că într-adevăr nu i-am spus portul, dar nu-i nimic, îl vom scrie imediat. Deci este portul D. Așa. Și să-i dăm încă o dată compilare. Acum e tot în regulă. Și să vedem membrii structurii. Nu, problema iareului. Haide să salvăm, să închidem și să deschidem din nou. Poate de data asta îmi dă membrii structurii. Deci de referențiere tot nu vrea. Acum mi-a dat. În fine, are mici probleme IAR-ul cu găsirea membrilor unei structuri. N-au rezolvat-o, dar probabil că o vor rezolva. Să ne referim la PIN. Și la PIN, mai țineți minte, ne duceam cu click dreapta la definiția structurii, iar PIN-ul îl căutam, pardon, define cu control F și găseam forma, este vorba de pinul 15, îl copiem în main, aici, așa, acum la mod, alegem mod, egal,
Modurile, la fel ne ducem la asta și ne uităm la referirea la mod. Control F, find. Modul să fie output push-pull. Control V, output push-pull. Este suficient pentru pinul PD15, putem să mai stabilim rezistențele, pull-up, pull-down, viteză și așa mai departe, n-are rost, nu ne interesează. Haideți să facem și pentru portul A, deci iată, am renunțat la această instrucțiune CMSIS și am lucrat cu API, HAL API. Să inițializăm și portul A, deci ne interesează pinul și modul. Definiția de tip am dat-o deja. Deci la portul A, pinul 0 și trebuie modul, ia să-l vedem aici, într-adevăr e plăcut să lucrăm cu funcții API. Dacă căutăm definițiile pentru mod unui pin, observăm un lucru frumos. Interrupt pe front crescător. Iată, îmi dă deja mură în gură ce să se facă. Ăsta, interrupt rising. Poate să fie pe falling sau pe rising and falling. Vreau ca pe frontul crescător să se întâmple întreruperea. Deci aici voi pune pentru pinul acesta IT rising. Observați cât de ușor am putut să programez acești pini și inteligibil, fără să mă mai uit în manualul de referință, să văd în ce poziție aia, cum trebuie să fie, ce valoare trebuie să aibă, ne uităm pur și simplu în aceste headere de definiții. Acum, el ar trebui să funcționeze în principiu, deși pot să comentez și aceasta, deși nu mai inițializăm pe aici. Haideți să facem pas cu pas, deci o primă compilare. E adevărat, aceste instrucțiuni acum devin redundante, pentru că în momentul în care am spus că este în modul IT și este Rising, puteam să comentez și aceste două instrucțiuni, dar asta o să o facem imediat. Deocamdată să observăm că funcționează. Reset, pornesc programul din nou. Și când apăs, se aprinde. Deci iată că am înlocuit o parte din instrucțiuni și, cum spuneam, pot să le comentez și pe astea. Ctrl-K. Haideți să mai verificăm o dată, mai pierdem 20 de secunde, dar oricum nu pierdem cât la Arduino cu compilarea. Bun, deci funcționează. Și am înlocuit o mulțime de instrucțiuni din acestea. Hai să vedem ce facem cu NVIC-ul, cu ce l-am putea înlocui. V-am spus că NVIC-ul este în Cortex. Așa se numește, nu este prea grozavă alegerea, dar nici foarte rea. Aici observați instrucțiuni HAL referitoare la NVIC și, printre altele, iată una care pare atractivă, NVIC Enable IRQ. Asta, pur și simplu. O luăm de aici și o punem în main, comentăm asta și în locul ei, deci, punem aceasta în care IRQ type îl găsisem noi undeva fișierul acesta, XT0. În loc de 6, trebuie să scriem denumirea. Ctrl-C, în main, aici revenim acesta. Deci, iată, încercăm să înlocuim și această instrucțiune. Haideți să compilăm, să vedem dacă funcționează. Da, deci, iată, s-a aprins. E ok. Vă să zic că am înlocuit, să opresc, am înlocuit aceste instrucțiuni
Și programul nostru acum este mai ușor de înțeles, chiar dacă ne-a luat un pic mai mult timp ca să-l scriem. Haideți să vedem ce facem cu RCC-ul. RCC-ul îl putem înlocui printr-o macroinstrucțiune, așa cum este descris în acest fișier. Atenție, este dublu underscore, deci aveți grijă să copiați totul, că altfel nu vă recunoaște. RCC-ul, control V. Aici însă eu făceam pentru portul D și pentru portul A. Deci va trebui să scriem o dată pentru GPIOA. PPP înseamnă perifericul. În cazul nostru este GPIOA, clock enable. Și trebuie să validăm și pentru D. GPIOD. Și acum putem să ștergem pe ăsta. Haideți să scriem. Ba, pardon, să scriem. Și verificăm. Da, funcționează. E aproape totul API. Aici pot să înlocuiesc chiar și în acest exti, în acest ISR. Iau instrucțiunea din GPIO. Unde ești GPIO-ule? Uite-l aici. Instrucțiunea de scriere a unui bit, a unui pin, pardon. Ctrl-C. Main, nu prea mai am spațiu să-l mai lățesc un pic. Deci, aici este vorba de portul GPIOD. Pinul este acesta, nu mai stau să-l caut prin alte părți. Iar pin state este enable sau set sau reset. Vedeți că poți să greșești dacă îl cauți. Pin set. Bun, haideți să compilăm. Și să verificăm. Funcționează. Acesta este modul în care ar trebui să faceți și voi, instrucțiune cu instrucțiune. Numai că veți vedea, profesioniștii fac invers. Generează cu HAL, cu CubeMX și după aceea înlocuiesc instrucțiunile de tipul acesta prin instrucțiuni CMSIS. Sunt mult mai performante pentru că aveam câte 1000 și ceva, 1000 până în 1100 parcă de octeți în vechiul program. Ia să vedem câte avem acum. Câte octeți? 1600. Ceva mai mult. Deci, clar, instrucțiunile astea sunt puțin mai stufoase și mai lente decât instrucțiunea CMSIS. Asta este situația, dar nu sunt mult mai lente. De cele mai multe ori sunt suficient de bune. Sunt însă și situații în care chiar au făcut prostii cu instrucțiunile HAL și toată lumea a protestat, dar n-au avut ce să le facă celor de la STM. Lansaseră deja setul de funcții HAL și unele sunt chiar prost făcute. Asta este. Adică au mulți octeți și mănâncă timp de procesor. În astfel de cazuri, ca să fiți siguri, puteți să le înlocuiți cu instrucțiuni CMSIS. Știți că putem mixa. Ăsta este programul și acum am putea să rezolvăm o problemă care în mod normal nu se poate rezolva prin instrucțiuni fără întreruperi, și anume să facem un toggle la LED.
când se apasă pe acest buton, ăsta să schimbe starea. Este o problemă foarte dificilă și cu care vă veți întâlni, pentru că majoritatea butoanelor prezintă fenomenul de multicontact. Și eu când zic că am apăsat odată, de fapt am apăsat de 5 ori, de 10 ori, pentru că contactul se face și se desface pentru o mică perioadă de timp, să zicem 100 de milisecunde, fiind un contact mecanic. Dar până acolo, aș vrea să vă mai arăt ceva. Am putea să separăm acest fișier de întreruperi, să-l separăm de programul main. Și așa se lucrează în mod profesionist, construind module, nu făcând un program main imens care să cuprindă totul. Deci să construim un modul extern pentru întreruperi. Și să vă arăt cum se face chestia asta. Asta se face adăugând aici, în acest fișier, un anumit fișier de întreruperi în projects, ia să-l vedem, în templates, source, IT, acesta. Deci observați în project, discovery, template, source. Fișierul de întreruperi, hai să-l adăugăm pe acesta și să îl vedem. El are o colecție de subrutine, de handlere, observați? Handlerul de întreruperi nemascabile, non-maskable interrupt. Pentru handheld fault, pentru tot felul de chestiuni interne, bus fault, excepții care pot să apară. Un SysTick are un ceas intern care dă milisecunda. Și la sfârșit de tot, în acest fișier, observați că avem fișiere pe care le poate adăuga userul, noi. Și ar fi fișierele de deservire a întreruperilor de la periferice, unde perifericul este cel care ne interesează pe noi, în cazul nostru XT0. Păi să facem în felul următor. Să luăm această subrutină, un Ctrl-X, nu putem să o lăsăm și aici, și în fișierul IT, și să o punem aici, în locul acesteia. Bine, o să o las pe asta, pentru că este oricum comentată, vedeți? Dar aici, în locul ei, să o pun pe asta. Observați că seamănă. Este void, perifericul este XT0, RQHandler, de void. Pot să scriu și eu de void, dar nu mai e cazul. Și haideți să compilez din nou totul. Avem o eroare. Aici. Haideți să las deocamdată să-l comentez pe ăsta, să vedem dacă mă las așa. Ok, deci, haideți să compilăm, l-am pus în exterior. Și să vedem, observați, când apăs, se aprinde. L-am pus în exterior. Am făcut chestia asta cu un anumit scop. Haideți să ne uităm la programul nostru. Îl observați, da? Haideți să separ un pic așa. Și mai avem un fișier făcut de noi, modificat de noi, acesta IT. Clocul intern nu mă interesează deocamdată, de aceea l-am comentat și în anumite fișiere este deja comentat. Și aici am introdus ISR-ul meu, subrutina de tratare a întreruperii, în care aprind pur și simplu un pin. Să revin la problema aceea a multicontactelor. Pentru multicontacte avem anumite precauții de luat. Aș putea să încerc mai întâi să pun în bucla mea de aici, în loc de write pin, să zic toggle.
Da? Am mai folosit instrucțiunea asta. Haideți să compilăm. Să recompilăm. Și să vedem dacă face toggle. Aici va fi destul de dificil de observat ce fac. Dar hai să încercăm. Apăs și nu prea face toggle. Observați? Am apăsat, dar a rămas aprins. De ce? Dacă ne uităm la schema de întreruperi la orice microcontroler, schema ar fi în felul următor. În momentul în care apare un eveniment, se poziționează un bit care semnalizează această stare. A apărut un eveniment. Acesta este un bit care stă în așteptarea deservirii întreruperii. Este bitul pending. Și cu pendingul ăsta este o problemă pentru că el nu se șterge automat în momentul în care se intră în subrutină. Trebuie să îl ștergem noi, manual. Asta se poate face cu o instrucțiune, haideți să o vedeți, o instrucțiune pe care o găsim în Cortex, în fișierul Cortex, Clear Pending Bit. Haideți să o folosim pe aceasta și să ne ducem în IT aici și trebuie să ștergem manual acest bit care este RQ type, RQN, deci cum l-am denumit, îl găsim aici, XT0 RQ. Ctrl-C, IT, acesta. Și acum să încercăm din nou. Nu va merge, dar vreau să vedeți ce mai trebuie. Deci, tot avem oarecare dificultăți pentru că mai trebuie ceva. Trebuie să facem o buclă de întârziere și de confirmare. Ar trebui să facem ceva de întârziere. For, să zicem, int n egal cu 0, n mai mic decât, să zicem, 0,3 secunde, ar fi 300 de mii plus plus, în felul acesta, adică să se aștepte un timp. Haideți să recompilăm, mai avem de lucru la chestia asta, v-am spus că e o chestiune complicată cu toggle-ul și cu contactele multicontactele mecanice. Acum, observați, uneori merge, alteori nu. Și mai ales, observați, dacă țin apăsat, el tot face treaba asta. De ce? Pentru că intră în instrucțiunea respectivă și bitul de pending îl șterg abia după aceea. Nu este pur și simplu neapărat necesar să facem treaba asta. Ia să ne uităm în funcțiile API de la GPIO, acestea, veți observa aici această instrucțiune, această funcție, GPIO XTRQ Handler. Haideți să ne uităm la ea. Ea ce face? Șterge bitul de întrerupere, mă rog, automat șterge și bitul acela pending. Deci haideți să folosim instrucțiunea aceasta în IT. În care pinul este GPIO Ctrl-C, Ctrl-V, pinul 0. Iată. Acum, când țin apăsat, nu mai face. S-a șters definitiv pinul pending. Dar nu întotdeauna îmi ia. Sau îmi ia cu oarecare întârziere.
cam mare întârzierea. Haideți să mai micșorăm întârzierea. A, nu, am pus 3 milioane, de-aia luam întârziere. 300 de mii. Ok. Greu să numeri când sunt multe zerouri. Așa. E, acum pare să meargă, să facă toggle, dar vă rog să observați fenomenul. Apăs și țin apăsat. Acum iau mâna și totul s-a aprins. De ce? Pentru că și când întrerup contactul apar oscilații mecanice. Se fac treceri din 0 în 1, 1 în 0, care sunt interpretate ca întreruperi. Deci, am apăsat, mi-a făcut. Dar când iau mâna, îmi face și acolo. Mai îmi trebuie ceva. Mai îmi trebuie o confirmare. O confirmare că este apăsat și nu eliberat butonul. Și pentru asta pot să fac în felul următor. Să citesc pinul respectiv. Și numai dacă este în 1, să fac toggle. Adică să iau de la GPIO A. Unde e GPIO? Ce aici? Fac o citire, read pin, control C, main, pardon, IT-ul, l-am mutat în IT. Dacă pinul respectiv al portului A, și anume pinul 0, este în 1, doar atunci. Și bineînțeles, asta se face după un timp. La primul impuls care apare, se sare în această subrutină. După aceea se stă un timp și să se stabilizeze multicontactul. Și după aceea citesc din nou pinul. Dacă îl găsesc în 1, înseamnă că butonul este apăsat. Și abia atunci fac acest toggle. Dacă însă îl găsesc în 0, înseamnă că a apărut la eliberarea butonului. Și acum, haideți să compilăm. Am uitat ceva pe aici. Mai trebuie o paranteză, da? De la if. Ok. Și să mergem acum. E cam greu să vedeți. Deci, acum când apăs, de fiecare dată basculează și nu mai e nicio problemă. Observați. Am rezolvat problema multicontactelor. Și am să fac chiar mai mult decât atât. Am să fac să numere. Deci să fac toți pinii aceștia ca fiind ieșiri. Deci pinul 12, pinul 13, pinul 14 și pinul 15 să fie așa. Și să declar o variabilă uint 8 t, să zicem A, și pentru că vreau să scriu în portul respectiv, o să folosesc CMSIS, GPIOD, să ia valoarea lui A, deplasa cu 12 poziții, o pun așa, pardon, să fac mai întâi un A++, incrementez variabila respectivă și o trimit la portul GPIOD. Da, deci deplasată, ce se va întâmpla? De fiecare dată când voi apăsa pe asta, va incrementa o variabilă și voi observa numărarea pe aceste LED-uri. Da,
L-am declarat însă pe A aici, puteam să bag incrementarea sau afișarea aici în bucla principală. Dar pentru că l-am declarat aici, că eventual am nevoie în bucla principală de el, să observați că mai trebuie să fac ceva, programatorii probabil că își dau seama ce trebuie să adaug, dar haide să lăsăm pe el să ne semnaleze, și că A-ul nu este definit. Păi eu l-am definit, dar unde? Aici. Și unde îl folosesc? În IT. Aici el habar n-are cine este A. A trebuie declarat și aici ca variabilă. Ia să vedem cine îmi spune. Extern. Uint 8T. A. Ok. Haideți să compilăm acum. Mai avem ceva. Ah, aici am uitat să scriu complet ODR, bineînțeles. Egal. Îl încărcăm. Și să rulăm. Observați cum să fac eu să se vadă. Când apăs pe ăsta, incrementez. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 0, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Deci funcționează totul normal. S-a muncit din greu la chestia asta, după cum observați, dar s-a muncit cu un scop. Aș vrea să salvez acest program. Și îl voi construi în câteva minute folosind CubeMX. V-am mai arătat cum se folosește CubeMX. De aici încolo putem să-l folosim, însă vreau să facem o comparație între ce am făcut eu manual și ce îmi face CubeMX. Hai. Acesta este generatorul de cod, CubeMX. Primul lucru, selectez placa. Deci de aici, de la Access Board Selector. Stabilesc ce tip de placă, în principiu ar trebui să o cunosc, este asta. Start Project. Inițializez perifericele. Aici ne arată conexiunile pe placă ale diversilor pini. Nu mă interesează, pot să le ignor într-o primă instanță. În mod normal n-ar trebui, dar și acum să le luăm pe rând. Ce am făcut prima oară? Am inițializat ceasurile. Păi să fac așa. În System Core, RCC, High Speed Clock, folosim cristalul de pe placă, cuarțul acesta, îl vedeți aici, și l-am bifat. Apoi, am niște pini pe care îi voi folosi. Vedeți aici, pinii GPIO-D 12, 13, 14, 15. Iată. 15 îl fac out. 14 îl fac out. 13 out. 12 out. Mai am pinul acesta pe întrerupere. Pe A0. Să mergem la PA0, iată-l aici, și iată că dintre toate funcțiile pe care le poate avea el, pot să aleg pe aceasta, XT0. El generează întreruperi. Și mai aveam NVIC-ul acesta. Să merg, iată, în System Core, la NVIC, și aici vedeți diverse întreruperi interne. Și printre altele a apărut acest XT-Line 0, îl bifez, adică îl voi folosi și stabilesc prioritatea. V-am spus, sunt 16 nivele de subpriorități acestea și ar fi și 16 nivele de preemption priority, dar nu o să le folosesc decât pe acestea. Important e să nu am prea multe pe aceeași prioritate.
0, vedeți că sub prioritatea 0 e folosită de sistem, deci eu o să iau sub prioritatea 1, ca să fiu sigur. Oricât ar părea de ciudat, am cam terminat. Ceea ce am muncit o oră în API. Generate code. Sigur, trebuie să-i dau un nume și să-i zic XT API. De exemplu, asupra celorlalte nu prea trebuie să umblăm deocamdată, o să învățăm cu timpul să umblăm asupra lor și să vedem ce ne generează. Și că l-a făcut, să-l deschidem. Și aici avem Application, User, Main. Acesta. Și haideți să-l vedem. Ce cuprinde el? Cuprinde tot felul de chestii, mai mult sau mai puțin ciudate. Să vedem o serie de declarații de funcții sunt aici, da? Și headere, include, directive de includere. Și începe main. Main, care face următoarea chestie, inițializează funcțiile hal, inițializează funcțiile clock și inițializează GPIO. Haideți să merg la asta, la inițializarea GPIO-ului. Iată ce face el aici. RCCGPIO-A, RCCGPIO-D, l-a făcut și pe hash, asta ne trebuie pentru quartz. Și să comparăm cu ce făcusem noi. Iată, aceste două instrucțiuni le făcusem noi, asta le-a făcut și el. Ce mai facem? GPIO write pin acestea ca să stabilească un nivel de output. Dar are pentru pinul 0. Iată instrucțiunile mele de la pinul 0, el le-a scris automat. La Rising, iarăși l-a scris automat. A mai spus sau de la sine că nu ne trebuie pull, rezistență de pull-out. Apoi, se ia de portul D, GPIO-D, observați instrucțiunile. Sunt exact alea pe care le-am scris eu manual, mai are și rezistențele și viteza stabilite automat de către el. Eu nu m-am mai legat de ele. Observați, deci toate aceste instrucțiuni pe care eu le-am scris cu greu aici, el le făcuse deja. Mai mult, și aceasta, XT-Interrupt, a pus-o aici. Am mai stabilit și prioritatea. Ar fi trebuit și eu să scriu chestia cu prioritatea, dar m-am bazat pe faptul că nu am prea multe întreruperi în sistem și nu e mare concurență pe priorități. Dar corect ar fi să fi scris și eu exact această instrucțiune. O avem în Cortex, în C. Păi ăsta mi-a scris totul. Mai mult decât atât. Avem aici fișierul IT. Ia să-l vedem. Fișierul IT care seamănă cu al nostru, doar că la sfârșit, iată că mi-a băgat singur acest fișier IT. Haideți să-l vedem aici. Sper că se poate vedea. Acest IT EREQ Handler, XT, pardon, XT0 EREQ Handler și mi-a băgat și instrucțiunea aceasta pe care a trebuit eu să o bag ca să șterg bitul pending. Nu mai am decât un singur lucru de făcut, să scriu user code aici, în această instrucțiune, adică ce vrei să faci, matale, cu instrucțiunea asta, în instrucțiunea asta. Și o să fac următorul lucru. Scriu exact instrucțiunile pe care le scrisesem eu, astea le-am scris eu, Ctrl-C, și le bag aici în zona User Code Begin, User Code End. Observați, în această zonă, nu în afară. Neapărat acolo.
Sigur că dacă compilez acum, va țipa că nu știe cine e ăla A. Da? Ori îl definesc pe A aici, în această zonă, în care scrie private variables, între user code begin private variables și user code end private variables. Uint 8 T A. Sau pot să-l bag în main și atunci aici să-l declar ca extern. Deocamdată să-l las așa și să vedem dacă merge. E, aici e o mică problemă tehnică, nu va merge chiar așa din prima, mai trebuie ceva, dar din punct de vedere al programării, noi suntem în regulă. Am compilat. Ceva mai mult, 3900, asta este QBMX-ul, este ceva mai lent, nu mult mai lent, dar este. Cu CMSIS manual făcusem 1000 de octeți, cu API manual făcusem 1600, cu QBMX-ul îmi bag o serie de chestii în plus și de aceea recomand ca după ce l-am pus la punct să încercăm să înlocuim cu CMSIS și să vedem cum funcționează. Păi, observați că nu funcționează prea grozav. Când apăs o dată, el îmi bagă o mulțime de impulsuri. Asta nu mai ține de programare de noi. Este o problemă sau ține de programare, dar nu este chiar vina noastră. Să vă arăt de unde provine problema și încercați să rețineți, pentru că altfel cu greu vă veți da seama ce se întâmplă. În această buclă de aici, eu fac o întârziere software, în care, de fapt, repet de 300.000 de ori nimic, absolut nimic. Păi nu prea e în regulă să nu facă nimic, deci sunt niște instrucțiuni inutile. Atenție, merg în project, hai, de fapt aici, în project options, să rețineți, în C++ compiler există așa numitul optimizări, care atunci când folosesc CubeMX sunt trecute automat pe high, pe când eu din coace la optimizări eram pe low. Ce fac marile optimizări? Taie tot ce găsesc inutil, inclusiv întârzierea mea software. Mi-a tăiat-o. Și atunci, care este soluția? Să-l pun și eu pe low sau pe none. Nu mai vreau optimizările tale, că eu știu mai bine. Mă rog, haide să testăm dacă știm mai bine. O să vedeți că nu știm chiar atât de bine. Mai este ceva. Un minut mai durează, dar eu zic că merită în acest moment. Aproape că merge, dar nu întotdeauna, mai are salturi. Ideea este că întârzierile sunt prea mici. În momentul de față, clocul la care lucrează procesorul este pe cristalul de cuarț, pentru că s-a făcut această buclă PLL, o să mai vedem asupra ei, și merge cu o viteză de vreo 10 ori mai mare decât mergea înainte. Înainte mergea la un cuarț aici, implicit, de 16 MHz. Aici merge la 168. Deci ar trebui să măresc această întârziere, să o facem 2 milioane și acum totul va fi în regulă și din punct de vedere al vitezei și din punct de vedere al întârzierilor necesare. Ia să vedem. Acum nu mai am nicio numărare parazită. În felul acesta. Iată cât a generat el automat, câte chestii. Și în acest main. Dar le regăsiți aici. Și acum cam știți ce înseamnă.